Astăzi, 31 mai, este Ziua Internațională a Blondelor. De ce a blondelor și nu a blonzilor, nu știu. Și de ce ai sărbători o zi internațională a blondelor? Adică, a sărbători Ziua Internațională a Blondelor, sau mondial, nici măcar nu știu că e diferența. Se pare că ce e mondial nu e internațional și invers. De ce ai sărbători o zi a blondelor când tu, ca blonde, te plângi ca blondă, ca blonde, tu ca blondă, că ești tu, te plângi că te caracterizează lumea în funcție de culoarea părului. Adevărat, nu știu cum e cu sărbătoarea asta, am văzut pe foarte multe site-uri în Republica Moldova, că e de orientare rusească, că Rusia are multe blonde, nu de-aia a ajuns puterea mondială, sau cine știu, poate de-aia. Este o zi internațională a blondelor și voi vorbi despre ele. Despre cât de mult îmi plăceau mie pe vremea bancului cu blonde. Efectiv, întâlneam o blondă pe care am primit care simțul umorului și nu toate le aveau. Nu toate le au. Deși între o blondă și o brunetă șanse ca persoana să aibă simțul umorului sunt mai mari la blonde. Ce un lucru bun. Eu făceam mișto de blonde și ziceam cele mai ciudate și nașpa bancuri. Legat de asta, era să-mi iau anghelii mele. O tipă n-a mai vorbit cu mine vreo 3 zile. Eram la o școală de vară, la Costinești, în 2012 sau 2011. Și povestea blonda cum a fost ea în America. Pe work and travel, nu mai știu la ce, în ce stat și ce oraș. Și lucra la McDonald's. Și primul lucru care mi-a venit mie în cap a fost gluma unei zică tembele și discriminatorie. Ce zice o blondă în apogeul carierei sale profesionale? Bine a venit la McDonald's. Bineînțeles că i-am zis și bineînțeles s-a supărat pe mine. Și a zis că nu, că ea va ajunge mai mult decât atât. Venea și o întreb, vei ajunge la un Mac mai important sau pentru un prieten, nu? Bine, nu era expresia întreb pentru prieten pe atunci. Nu știu, cred că mi-am cerut scuze. Oare am făcut asta? Da. Nu știu, să încerc scuze pentru un banc cu blonde. Eu ar trebui să comentez un articol al Loredanei Costina, avocată, o mică bună de-a mea. Am gata să scrie cât poate ea de serios, că nu prea poți să scrie serios despre blonde. Cum e cu discriminarea asta? Și ea să spune că foarte puține cazuri ajung care un angajat e discriminat pentru că are părul galben. Ea dă aici un exemplu, dar nu știu cât este de adevărat, adică eu aș vrea să văd efectiv anunțul. Și anunț, să nu și vă spus la mișto, cum ai spus anunțul la mișto, de exemplu, de angajare în, pe e-jobs sau best jobs. Deci un anunț din 12 martie 2003 din România Liberă, pagina 14, zice așa. Activitate secretaria, domnișoară blondă, naturală, ochi albaștri, suple, educată pentru oportunitatea de deosebită seriozitate, exclus aventurierilor, aștept provincie. Repet, dacă anunțul e pe bune, e nașp. Și cine l-a scris este o persoană mai proastă decât orice blondă de pe lumea asta. Dar eu cred că e la mișto. Și dacă e să-l judecăm umoristic, are umor tipul. Adică eu nu îmi imaginez că se uită cineva, auzi? Tu ai rădăcinile brunete, ei ești afară. Serios, e oribil. Legat de discriminare și legat de faptul că ar putea fi interzis să ieși bancul cu blonde, mi se pare oribil. Chiar discutam pe tema asta acum 2-3 ani cu un amic și mă gândeam că pe vremuri n-aveai voie să spui cu bancul cu tovarășul tovarăș. Acum să n-ai voie să spui nici măcar despre blonde, că discuția era largă despre ce ai voie să spui bancuri. Și despre evrei n-ai voie că e cu antisemitism, despre țigani rasism, despre unguri xenofobie și v-am zis să zic, bă, despre blonde ai voie, că blondele n-au, nu știu, n-au Mossad,
n-au organizații care să apere drepturile. Și el nu zicea că s-ar putea să-și facă. Și că ar putea să te dea în judecată o angajată, dacă tu ai fi șef, că ai făcut o glumă cu blonde. Mai ales că glumele cu blonde pot fi considerate sexiste. Acea termenă. Glumă sexistă. Gluma sexistă este că e femeie mai slabă, mai zic, nu prietene, tu ești blondă. Se spune despre blonde, că, glumele cu blonde, că avea Băsescu o glumă preferată, ci că el strângea glume de la colaboratori, nu știu, servicii secrete se ocupau să-i dea glume cu blonde, nu știu. Și plăcea gluma cu blonda care se duce prin pădure și caută în toată pădurea brazi și pleacă dezamăgit acasă fără niciunul, că niciunul nu era împodobit. Sincer, sunt glume mai bune de atât cu blonde. Dar e vorba și de cum și cine i l-a spus. Nu, contextul era că era Elena Udreac acolo. Apropiată de lui Traian Băsescu. Tace cum sună. Legat de blonde și blonzi, am mai spus-o de atâtea ori, e o discriminare. Acum, nu-mi dau seama dacă trebuie să mă bucur sau nu, dar e o discriminare. Blonzii sunt ca și inexistenți în glume. Sunt vreo două glume cu blonzi. Aia cu buricul vânăt. Deci au blonde buricul vânăt și musai blonde, deci mă întreba. Nu e varianta cu de ce au femeile, de ce au blondele. Că există și bărbați blonzi. Păi, da, știi. Dacă bărbatul e blond, poate să pleze și cu brunet. Sau, mă rog, să pleacă la premisa că ce o persoană inteligentă se cuplează cu blond, deci, nu știu, posibil. Ideea este că, pe lângă ce a scris Loredana și ea vorbește despre stereotipuri, că dincolo de legi și instituții, discriminarea și oprirea începe cu noi. Wow, trebuie să oprim să mai spunem mago cu blond. Mi se pare tare. Deci, repet, nu că Loredana am ceva cu ea sau că. Ea spune un adevăr pe care îl vedeți mulți. Ea mai trebuie să spunem glume. Și aia e oribil. Nu, vorbesc serios. Iar asta e un exemplu cel mai bun. E un exemplu foarte bun. Nu știu dacă e exemplu cel mai bun, cel mai bun, dar e un exemplu foarte bun. Eu vreau să vină la mine o blondă să spună că ea a fost discriminată la modul serios, că are un salariu mai mic, că nu e apreciată de șefi pentru că e blondă. Faptul că șeful face o glumă pe seama ei, faptul că alți colegi, că alți, nu știu, prieteni fac glume pe seama ei, ar trebui să bucure. E în prim plan. Și acolo ar trebui să închei cu două bancuri. În primul rând, cred că ați observat că mi-am luat cea mai blondă cămașă pe care o aveam. Al doilea rând, ați lansat blond.ro, nu știu, la câteva ore după ce vedeți clipul. Trebuie să închei cu un banc inteligent cu blonde, ceea ce e foarte greu de găsit. Știți că se spune că nu e niciun banc cu blonde, toate sunt realități. Se mai spune că culmea prostiei este o blondă polițistă din Caracal. Eu am cunoscut, aveam în facultate o blondă din Caracal și era foarte inteligentă și încă mai e. E de unde să fac polițistă? Nu m-am întrebat de ce, dar nu s-a făcut polițistă. Probabil când s-a decis ea să facă polițist era prea târziu, trebuie să de clasa 5-a. Acum, ce glumă ar trebui să zic cu blonde? Mai greu. Mă gândesc că blondele acum au multe glume adaptate. E gluma, am auzit-o zilele trecute, cu blonda care s-a cu Giordano. Erau într-un avion mai multe persoane și era o singură femeie, blondă. Și erau patru persoane și trei parașute. Și era o blondă, un copil, un preot și un bărbat normal, nu știu exact ce era. Și pilotul. Și pilotul zice, nu, trebuie să sar eu. Blonda zice, o singura femeie trebuie să sar copilul și mai rămăsese popa. Popa zice, la sar eu ultimul, dacă e asta, asta e viața. Și rămân Popa și copilul. Popa zice, hai sar tu că tu ești mai tânăr, la care zice, nu părinte, avem două parașute, blonda sări cu Giordano. Gluma este în varianta asta, în varianta cu politician, că politicianul e important și eu trebuie să sar.
Bineînțeles, americanii au făcut George Bush mai inteligent, în ghilimele, decât orice blondă de acolo. Iar ceea ce veți vedea pe blog.ro va fi articolul Loredanei, exact în forma în care l-a trimis. Vedem ce poză pun, o pun o poză cu blondă, o pun o poză cu Loredana, care nu-i blondă, și zic că fac și eu blogul lui, da. Nu știu, mă străduiesc, dar mă gândeam, da, uneori ca blond mai fac și această activitate cognitivă. Mă gândeam cum să închei acest clip. Iarăși un clip lung, dar știți cum e. La un clip lung nu ai pretenții de inteligență, de să te gândești că de ce... Ia uitați. Asta e colțul capului meu blond. Vedeți? Vedeți? Și mi-a pus și ceasul blond. Hai, gata. Eu 11 minute. Să vedem ce net au aici. La complex la vila, că se încarc pe netul lor acum, ceea ce voi face, și bineînțeles să tot se poate de blonde și intrați de astăzi pe blog.ro. Nou blond național, era pe vreme un nou spor național, deci da, să tot blonde.